Mladen Jeremić și Tudor Gheorghe fundaș. O intercepție aici a lui Guzman, care se duce pe contraatac și începe cu un ciocan. Stepanović către Edwards. Edwards spre Stepanović, două puncte simple. Măciucă pentru Gheorghe. Intercepția lui Stepanović, care e singur pe contraatac și oferă slam dunk-ul pentru a evita să comită cea de-a doua greșeală personală. Mike Dixon de 3 puncte, splash! Și intrăm în ultimul minut cu avantaj format din două cifre pentru clujeni. Patrick Richard pe pătrundere până la capăt. Accelerare superbă. Richard încearcă în mod normal să lungească această acțiune ofensivă a Clujului. Apasă acum pe trăgaș și împușcă cele 3 puncte. Gajović încearcă tripla, nu poate să răspundă. Recuperează Richard, dă drumul la contraatac. Guzman o pune până la urmă în coș. O pasă cu pământul care nu ajunge unde trebuie. Lungul pe contraatac, excelent, lasă pentru Guzman. Iar acesta are o întâlnire cu inelul pe care nu vrea să o rateze. Guzman schimbă partea, Grasu o caută de 3 și o găsește. Dixon prin blocajul lui Tarolis primește liber la 3, scutură plasa. Richard dezechilibrat, o pune în coș. Procentajul său nu e unul strălucit însă, 35%. Dixon o caută și el de 3 și o îndeasă. Tudor Costescu. Stepanović pentru Guzman. A ieșit acest alley-oop. De obicei nu trage de 3, nici aici n-a avut vreo intenție în a încărca acea minge din spatele arcului de cerc. Se duce Justin Edwards și o oferă. Edwards aici pentru Guzman. Guzman scoate pentru Justin Edwards. Edwards cu fenta, aruncarea pe pătrundere și panoul folosit perfect. Tarolis trece de Gheorghe, scoate la Richard, apasă pe trăgaci, bam! Recuperarea aparținut lui Tarolis. Justin Edwards accelerează, lasă pentru Shonto, care îl evită pe Fitzpatrick. Pentru asta îl certase Tudor Costescu în prima parte, că ia prea multe faze individuale, în timp ce Shonto marchează cu foul. Din nou Richard. Cu spatele la coș, dezechilibrat, Patrick Richard, imposibil de oprit în această partidă. Din sfertul al treilea, Michael Dixon, prin blocajul lui Shonta, o caută de 3, îndeasă Michael Dixon în ultima secundă, care duce parțialul la 6-0 pentru piteșteni. Dixon pe pătrundere, îl oprește Richard, care salvează în cele din urmă posesia pentru clujeni. Richard, prin blocajul lui Stepanović, trage de la semidistanță, scutură plasa. Contraatacul Piteștiului, însă nu ține Gheorghe de acea minge. Lungul lansează contraatacul, alley-oop finalizat. Vrea să-l bage în izolare pe Bogdan Popa, pătrunde Richard, pasează pentru Shonta, iar acesta înscrie din apropiere. Pierde mingea. Contraatacul Clujului acum, Carel Guzman marchează de lângă Popa. UBT Cluj 93, BCMU Pitești 78.